E o bucurie să trăim și noi, iată, aceste emoții inimaginabile alături de doamna cântecului popular, doamna Maria Loga. Vreau să o aplaudăm din toată inima, cu tot sufletul. Un om pe care îl iubesc, îl apreciez. Artista noastră dragă a neamului românesc, nu cred că există român să nu o știe oriunde merge în lume, fie că sau în țară, fie că e vorba de moldoveni, de ardeleni, de oltenii, dumneai, gorjeni, nu mai spun, cu toții o iubesc, cu toții o îndrăgesc, toți vor o poză cu dumneai și mă bucur din suflet că așa a rânduit Dumnezeu, ca și noi care acum 25 de ani, eu și 25 de ani tu, începeam să cântăm. Mă bucur că a rânduit ca și noi să fim, iată, astăzi, peste atâta vreme, alături de o mare artistă care ne era idol pe vremea aceea. Și ne este în continuare, sigur, dar iată, acum avem onoarea să fim lângă ea pe aceeași scenă. Este un om pe care îl apreciez enorm. Dincolo de postura de artist, este un om de excepție pe care am avut ocazia să-l cunosc în nenumărate alte rânduri care nu țin de artă și a demonstrat ce suflet minunat are. O iubesc, o prețuiesc și îi doresc an mulți de acum încolo o viață fericită și să-i dea Dumnezeu cele mai alese daruri care să împlinească sufletul. Cu toată dragostea, vă iubesc! Vreau să vă mulțumesc și vouă cu sufletul și cu inima că îmi sunteți aproape și cu ocazia asta le mulțumesc și colegilor mei care au evoluat și care vor veni în fața dumneavoastră. Sunt unii dintre cei mai buni prieteni ai mei, în afară de faptul că sunt colegi de scenă și foarte iubiți de dumneavoastră. Le mulțumesc din suflet și încă o dată dumneavoastră pentru prezență. Mulțumesc mult! Maria Loga, copleșită de dragostea și de prețuirea colegilor, vă mulțumim, dragilor!